aveți cu dumneavoastră Scriptura, vă invit să o deschideți împreună cu mine în Epistola către Evrei. De la versetul 1 vom citi până la versetul 7. Epistola către Evrei, de la versetul 1 până la versetul 7, și ca să dăm cinste cuvântului, vă invit să vă ridicați. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd, pentru că prin aceasta, cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Prin credință, pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Prin credință, a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui și prin ea vorbește el încă, măcar că este mort. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ, ca să nu vadă moartea, și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și fără credință, este cu neputință să fim plăcuți lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucrurile care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-și scape casa. Prin ea, el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Amin. Puteți să vă reașezați. Hristos a înviat. Și ce bucurie să putem să avem acest salut frumos, care nu este doar un salut. De mii de ani, încă din momentul, din ziua învierii lui Iisus Hristos, mare preoți au întocmit acel plan malefic. Ucenicii au furat trupul. Și de atunci tot încearcă ei să anuleze învierea lui Iisus Hristos. Un basm, un mit, o irealitate. Voi sunteți naivi, needucați. Cum puteți să credeți așa ceva? Dar oricât de mult s-ar chinui ei să distrugă învierea lui Hristos, pentru că știți, să știți, dragi frați și surori, dacă a distruge învierea lui Iisus Hristos, ar distruge creștinismul. Dacă n-ar fi înviat Hristos, credința noastră ar fi zadarnică. Oricât de mult ar încerca ei să distrugă acest lucru, nu vor reuși. Pentru că uitați-vă aici, trupul viu al lui Iisus Hristos, care este capul bisericii, putem să spunem noi, ca și Iov, eu știu că răscumpărătorul meu este viu în vecii vecilor. Amin. Mă bucur și eu să fiu împreună cu dumneavoastră în această seară. Vă aduc salutări de la Biserica Providența din Timișoara. Pastorul Sami Toțac, alături de care slujesc în lucrarea cu tinerii, vă trimite și dumnealui salutări. Și este o onoare să putem să-L slujim pe Împăratul. Ne-am închinat prin cântare, ne-am închinat prin rugăciune, dar există închinare și prin ascultarea cuvântului. Și sperăm că în următoarele momente ne vom adânci privirile în cuvântul lui Dumnezeu și vom pleca de aici îmbogățiți. Mințile noastre, inimile noastre vor fi atinse de cuvântul lui Dumnezeu și atunci când vom pleca spre casă, spre școală, spre serviciu și oriunde Dumnezeu îngăduie să fim, să putem să fim sare și lumină. Amin. Observ un paradox în creștinismul contemporan. Oameni religioși, oameni credincioși, oameni care se închină lui Dumnezeu, uneori sunt plin de pasiune și energie pentru Domnul. Tineri și frați mai în vârstă se închină flăcărat, se roagă cu pasiune și slujesc plin de râvnă. Și paradoxul constă în faptul că acest fel de creștinism, care deși îl are în centru pe Dumnezeu, din păcate este deseori caracterizat de tot mai puțină aprofundare a cunoașterii lui Dumnezeu. Ne închinăm, cântăm, ne rugăm, slăvim pe Dumnezeu și este bine. Dar pare să că parcă din ce în ce mai puțin oamenii sunt preocupați de aprofundarea cunoașterii lui Dumnezeu, să-L cunoască pe El tot mai mult, să-L cunoaștem pe Dumnezeu, a ceea ce este El, caracterul Lui Său, atributelor Sale, a modului în care El lucrează, a voii Sale și implicit a cuvântului Său. Ne mulțumim cu puțin. Am fost mântuiți, a fost pus în biserică, Duhul Sfânt lucrează. Ne mulțumim cu puțin. E suficient. Părerea mea este că orice credincios serios trebuie să fie un teolog.
Nu trebuie să neapărat să aibă facultatea de teologie, să meargă la București sau oriunde să facă teologie. Teologia se ocupă cu cunoașterea lui Dumnezeu. Orice credincios serios trebuie să fie preocupat de cunoașterea lui Dumnezeu. Ce spune Apostolul Pavel? Să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Orice credincios trebuie să-L cunoască, să se preocupe de cunoașterea lui Dumnezeu. Pentru că cunoașterea lui Dumnezeu este esențială, este vitală pentru a trăi o viață de credință din belșug. Cu cât îl cunoști mai mult pe Dumnezeu, cu atât închinarea ta crește, rugăciunea ta crește, misiunea ta crește, ascultarea ta crește. Este direct proporțional toată viața noastră de credință cu cunoașterea lui Dumnezeu. Cunoașterea lui Dumnezeu este esențială pentru a solidifica credința și trăim vremuri tulburi. Pandemii, războaie, prigoană, dar când cunoști pe Dumnezeu, credința ta este solidă. Orice ar veni, dacă îl cunoști pe Dumnezeu tot mai mult, vei rămâne zidit și ancorat în stâncă, în Hristos. Pe parcursul Scripturii observăm că oamenii mari al lui Dumnezeu cu asta s-au ocupat. Asta a fost obiectul trăirii lor, să-L cunoască pe Dumnezeu. Asta a fost ținta lor, să-L cunoască pe Dumnezeu. Și asta le dădea putere să meargă mai departe și să iasă biruitor prin toate. Ce au spus cei trei tineri care au fost puși în cuptorul cu foc? Împărate, Dumnezeul nostru poate. Noi cunoaștem, noi știm cine este Dumnezeu, știm că El poate totul. Dar chiar dacă nu va vrea să ne scoată, noi vom rămâne fideli Lui. Și Dumnezeu i-a scos biruitor, dar au fost alții care au fost martirizați, au fost arși pe rug, tăiați în două cu fierăstrăuri, dar ei îl cunoșteau pe împăratul lor. Cunoașterea lui Dumnezeu este esențială. Amintiți-vă de Moise. Moise, care avea revelație directă de la Dumnezeu, Dumnezeu vorbea cu Moise cum vorbește un om cu un prieten, gură către gură. Dumnezeu i-a dat lui Moise să conducă un popor întreg. Și ce îi spune Moise? Doamne, vreau să te cunosc mai mult, arată-mi slava ta. Vreau să știu cum ești. Amintiți-vă de David și modul în care el îl cunoștea pe Dumnezeu. Faptul acesta l-a ajutat să iasă din orice situație. Psalmul 3, Doamne, ce mulți sunt ei, vrășmașii mei, și ce mulțime mare mă împresoară. Și după ce își varsă oful, vine și începe să taleze cine este Dumnezeu. Dar Tu, Doamne, Tu ești scutul meu. Tu ești slava mea. Tu mi-înalți capul, de aceea în Tine mă încred. Când îl cunoști pe Dumnezeu, poate să vină orice ar veni. Că tu știi cine este tatăl tău, așa cum am cântat, știi cine este el. Daniel spune Scriptura că a hotărât să nu se spurce, știind cine este Dumnezeu. Și chiar dacă îl omorau cotropitorii, el s-a hotărât să nu se spurce, știind cine este Dumnezeu. Apoi Habacuc și-a bazat credința pe cunoașterea lui Dumnezeu, nu pe binecuvântările sale, chiar dacă smochinul nu va mai rodi, și parafrazez, nu vor mai fi turme în staule, vița nu va mai fi. Chiar dacă Dumnezeu și-ar opri binecuvântările, spune Habacuc, eu tot mă voi bucura în Domnul, Dumnezeul mântuirii mele. Și vedeți ce perspectivă. Ce perspectivă au avut oamenii din vechime, oamenii Domnului Dumnezeu din vechime. Prin credință, cunoașterea lui Dumnezeu i-a făcut să treacă prin orice. Mai apoi, în lumina Noului Testament, înțelegem și mai bine ce înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu. Prin Iisus Hristos, care L-a descoperit pe Tatăl. Cine m-a văzut pe mine? A văzut pe Tatăl, harul Său, cuvântul Său. Apostolul Pavel spune la un moment dat că scopul lui, Apostolul Pavel, scopul lui este să-L cunoască pe El și puterea învierii Lui tot mai mult, până când Hristos ia chip în noi. Și această chemare la cunoaștere mai mult, la o cunoaștere mai mare și mai mare a lui Dumnezeu, este deseori găsită pe paginile Scripturii. Și ceea ce vreau să spun este că cunoașterea lui Dumnezeu este esențială în trăirea vieții. Cum spuneam, închinarea, rugăciunea, ascultarea, relaționarea, gândirea, vorbirea și tot ce putem întreprinde noi din punct de vedere spiritual este direct proporțională cu cunoașterea lui Dumnezeu. Și nu vorbesc aici de o credință mântuitoare care știm că este darul lui Dumnezeu, ci vorbim despre o credință care cere și mai mult, vrem și mai mult din Dumnezeu, și mai mult din El. Și ce har trăim! Avem cuvântul Lui, unde El ne se descoperă așa cum este El. Spunea Dumnezeul lui Moise, când Moise l-a întrebat, mă duc să scot popor, dar ce să le zic, cine m-a trimis?
Eu sunt Cel ce sunt, Marele Eu sunt. Iisus Hristos a spus înainte de Avram, Eu sunt. Hristos este cuvântul întrupat. Cuvântul său aici ne spune cum este El, cum este voia Lui bună, plăcută și desăvârșită. Ce har trăim! Îl vedem pe Dumnezeu în toată splendoarea sa, așa cum este descris, așa cum spune El că este, unde îl vedem pe Dumnezeu revelat și ce trebuie să facem noi, cum trebuie să ne comportăm. Deci sunt prezentate principii clare pentru orice situație prin care trecem sau vom trece. Reîntorcându-ne la textul nostru citit, Evrei, capitolul 11, este un capitol foarte renumit. Știm eroii credinței, ne sunt prezentați oamenii care au trecut sau au căpătat neprihănire prin credință. Este un pasaj unde ne sunt prezentate personaje din Vechiul Testament și faptele lor. Mai exact, acest capitol ne explică clar că și în Vechiul Testament, neprihănirea celor din Vechiul Testament a fost posibilă tot prin credință. De fapt, capitolul acesta ne aduce lumină în ceea ce privește cei din Vechiul Testament. Și ne se explică o serie de personaje aici și faptul că ei au fost socotiți neprihănit prin credință. În continuare, în textul citit apar trei personaje. Abel, Enoch și Noe. Ne vom uita la aceste personaje și cu ajutorul lui Dumnezeu vom extrage câteva chestiuni practice care au făcut vizibilă credința lor. Și o să vedem că credința nu este ceva ce doar stă în noi aici. Am credința mea. Am credința. Ci este ceva vizibil, extraordinar de vizibil și care ne îndeamnă la acțiune. Mai întâi, în versetul 1, autorul ne descrie credința la care el urmează să facă referire. O credință caracterizată de stabilitate, de certitudine și o convingere de neclintită. Ascultați, credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare. Cu alte cuvinte spune, credința nu este șovăitoare. Credința nu poate să fie clătinată. Credința despre care Dumnezeu vorbește, credința despre care autorul o prezintă, este o încredere neclintită, stabilă. Nu te miști când ai această credință. Mai apoi, în versetul 3, spune așa, prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care nu se văd. Adică, singurul mod prin care creaționismul poate fi înțeles, și sunt o grămadă de dezbateri interminabile în care încearcă să se aducă argumente și de o parte și de alta cu evoluția, cu creația, și sunt foarte multe argumente și dovezi istorice și numai care prezintă faptul că creația este adevărată. Dar textul ne spune că doar prin credință putem înțelege cu adevărat că lucrurile care se văd și care nu se văd au fost făcute. Doar prin credință. Și acum ni se prezintă aceste trei personaje, Abel, Enoch și Noe. Și în primul lucru am vrea să vedem care este obiectul credinței lor, care este ținta credințelor, ce căutau ei. Este clar și evident în textul citit că ceea ce ei făceau în viața lor spirituală și nu numai, îl are în vedere pe Dumnezeu. Obiectul credințelor, ținta credințelor, este și era Dumnezeu. Dumnezeu era centrul existenței lor. Ei gravitau în jurul lui Dumnezeu. Dumnezeu care este singura constantă din univers. Ei au înțeles lucrul acesta și ei gravitau în jurul lui Dumnezeu, pentru că pentru obiectul lor, pentru obiectul credințelor, dacă vreți așa, pentru Dumnezeu au fost gata să-și dea viața. Și unii chiar și-au dat-o. Abel a fost ucis de fratele său, pentru că cel mai important lucru pentru el a fost Dumnezeu. El a dorit să fie plăcut lui Dumnezeu și de aceea a adus o jertfă curată. Mai apoi, Enoch a făcut din Dumnezeu scopul trăirii sale. Și se spune despre Enoch că a umblat cu Dumnezeu. Noe, într-o lume plină de păcat, a ales să privească la Dumnezeu ca fiind singura cale de scăpare pentru mântuire. Și a îmbrățișat această cale. Dumnezeu a fost ținta credinței lor. Și Dumnezeu, dragi frați și surori, trebuie să fie și ținta credinței noastre. Credința noastră nu trebuie să fie ca noi să primim de la Dumnezeu. Apostolul Petru spune că dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot în ce privește credința și evlavia. Noi am primit tot, nespus de mult, mai mult decât merităm noi. Și credința noastră nu trebuie să se bazeze că dacă cred, voi primi. Și credința noastră întotdeauna trebuie să fie cred în Dumnezeu pentru că El este. Și în pofida faptului că noi nu merităm, totuși El revarsă binecuvântări și binecuvântări peste noi.
Este importantă cunoașterea sa. Pentru că cunoscându-L pe El, atunci credința noastră este o credință solidă. Să știi în cine te încrezi și cum este El, este deosebit de important. Doi, care a fost sursa credințelor? Dacă am văzut că acești trei mari oameni al lui Dumnezeu au căutat ca ținta credințelor să fie Dumnezeu, de unde au avut ei această credință? Care a fost sursa credințelor? Și în textul paralel din Geneza, unde ne se prezintă, începând cu capitolul 4 și până în capitolul 6, ne se prezintă și de Abel, apoi în 5 despre Enoch și în 6 despre Noe, putem observa care este sursa credințelor. Și nu știu dacă v-ați întrebat, de unde a știut Abel că trebuie să se închine? Și de unde a știut mai ales Abel cui să se închine? Cui să aducă jertfă și în special ce fel de jertfă, nu? Că problema a fost între tipurile de jertfă pe care le-a adus Abel și Cain, modalitatea, inima lor. De unde a știut Abel lucrurile astea? Și deși nu este specificat în textul din Geneza, este clar că el a aflat cumva cuvântul lui Dumnezeu, că Dumnezeu cere jertfă, că Dumnezeu a decretat închinarea. Dumnezeu, cuvântul Dumnezeu a fost transmis lui Abel fie de părinți, fie direct de către Dumnezeu, nu știm. Dar este clar că atunci când Dumnezeu a cerut închinare, când Dumnezeu a pretins închinare, Abel a știut cum să aducă închinare. Sursa credinței lui Abel a fost Dumnezeu. El a știut. Apoi, în Geneza capitolul 5, ni se prezintă Enoch și spune că Enoch l-a născut pe Metusala. Și după ce l-a născut pe Metusala, din momentul acela a început să umble cu Dumnezeu. Numele Metusala înseamnă, oarecum, moartea lui va aduce sfârșitul. Și spun teologic că în momentul acela Dumnezeu a început să umble cu... Enoch a început să umble cu Dumnezeu. Trăirea și credința lui Enoch din acel moment, din momentul nașterii lui Metusala, când Dumnezeu s-a descoperit, a fost alături de Dumnezeu. Sursa credinței lui Enoch, tot Dumnezeu. Și Noe... Noi apare pe scena istoriei și observăm în acest pasaj pe care l-am citit din Evrei că el are ca sursă credința și credința aceasta vine tot din Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este cel care inițiază relația dintre el. Dumnezeu i-a vorbit despre ce se va întâmpla. Dumnezeu este sursa credinței și a lui Noe. Și dragi frați și surori, aplicație și aici, sursa credinței lor, dar și a noastră, trebuie să fie Dumnezeu. Credința mea nu se bazează pe lucrurile pământești. Credința mea nu se bazează pe ceea ce simt eu la un moment dat. Credința mea nu se bazează pe lucrurile la care nădăjduiesc, ci credința mea vine din Dumnezeu, care este singurul care merită toată cinstea noastră. Credința nu poate fi bazată decât pe descoperirea pe care Dumnezeu o face. Ascultați versetul 7. Prin credință, Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu. Dumnezeu este cel care înștiințează. Dumnezeu este cel care este sursa credinței. Credința este întotdeauna bazată pe descoperirea lui Dumnezeu, pe cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu îți dă autoritate. Credința mea, spune o cântare noastră, eu o zidesc pe al Domnului cuvânt ceresc. Psalmul 119 cu versetul 105 spune: cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Cuvântul tău este cel care mă direcționează. Credința vine întotdeauna în urma descoperirii lui Dumnezeu. Și în ultimul rând, punctul 3, am văzut, în primul rând, care este ținta credințelor, care este sursa credințelor și vedem acum că credința lor este dinamică. Dacă ținta și sursa credinței ținea de Dumnezeu, să vedem în continuare că dinamica credințelor ține de ei înșiși. Și unu, credința întotdeauna te împinge la închinare. Amintiți-vă de Abel. Dumnezeu i-a dăruit credința. Credința lui a fost pentru Dumnezeu, dar credința l-a împins la închinare. Întotdeauna credința te împinge la închinare. Nu ai cum să spui că ești credincios. Nu ai cum să spui și să afirmi că ai credință dacă ceea ce faci tu în mod constant nu este și închinare. Dacă viața ta nu este trăită pe baza închinării, prin închinare, și nu doar atunci când venim la biserică, nu doar atunci când ne rugăm, nu doar atunci când cântăm, nu doar atunci când predicăm sau ascultăm cuvântul, ci închinarea să fie un mod de viață. Vizibil.
Credința lui Abel l-a împins pe Abel să se închine lui Dumnezeu și a fost vizibilă închinarea lui, în așa fel încât oamenii știau cui se închină el. Apoi, credința te împinge la comuniune cu Dumnezeu. Enoch a umblat cu Dumnezeu. O umblare zilnică cu Dumnezeu, o călăuzire zilnică a lui Dumnezeu. E ca și cum te trezi și spune, bună dimineața, Doamne. Uite ce agenda am eu aici. Astăzi mă duc la lucru, apoi mă duc acasă sau mă duc la școală. Permanent cu Dumnezeu. Permanent cu Dumnezeu. Vizibil, ca oamenii să știe că tu ești copilul lui Dumnezeu și umbli alături de tatăl tău. Credința te împinge la comuniune. Apoi, credința te împinge la acțiune. Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu, despre ce urmează să se întâmple, a început să construiască. A început să construiască și nu i-a fost simplu. Credința te împinge la acțiune. Când crezi, îl cunoști pe Dumnezeu, crezi în El, vezi ce descoperă Dumnezeu, n-ai cum să stai pasiv. Vorba cuiva, dacă te cheamă Dumnezeu, du-te. A încercat Iona, vă amintiți de Iona? A încercat să nu-L asculte pe Dumnezeu. N-am eu treabă cu tine, Doamne, lasă-i să moară. Oricât a încercat, n-a reușit. Dumnezeu tot s-a dus. Dacă nu vom face noi ceea ce Dumnezeu cere, Dumnezeu va găsi pe alții și va fi vai de noi. Și nu în ultimul rând, credința te împinge la ascultare. Tot vizibilă. Se spune că din momentul în care noi a fost înștiințat de Dumnezeu că va distruge lumea prin potop și până în momentul în care potopul a venit, au trecut 120 de ani. Acum gândiți-vă dumneavoastră de câte ori nu ne rugăm noi la Dumnezeu, Doamne, prin Fiul Tău vreau să-și cer următorul lucru și dacă este după voia Ta, te rog să mi-l dai. Câți dintre noi am fi dispus să așteptăm 120 de ani, fără să cârtim? Noi vrem totul instant, dacă se poate acum, dacă se poate să ne scutească Dumnezeu de orice, dar Noe 120 de ani a așteptat și nu în condiții că stătea pe canapea și zice, acum aștept să vină potopul. Nu i-a fost ușor. Generație după generație, generație după generație, își băteau joc de el. Îi acolo un bătrânel, spunea copilul tatălui său, care nu știu ce face, tot zidește, o să vină cu un potop. Noi tot ne bătem joc, e bine să ne bătem joc de el, tată. Zice, nu-ți fă griji, că e nebun bătrânul. Când am fost noi copii, la fel făcea. Și când a fost bunicul tău copil, la fel făcea. Și nu a fost ușor, treceau oamenii și își băteau joc de el, el tot construia, pentru că știa cine este Dumnezeu, avea credință în el și el asculta pe Dumnezeu. Chiar și în condiții nefavorabile, potrivnice, el a ascultat. În concluzie, aș vrea să vă adresez o întrebare. Cum este credința dumneavoastră? Sunt convins că toți care suntem copii lui Dumnezeu avem credință. Dar cum este ea? Ne ancorăm credința în sursa care este Dumnezeu? Să spunem noi și noi ca prorocul Habacuc, chiar dacă Dumnezeu și-ar opri zăgazurile cerului și binecuvântările față de noi, noi tot ne vom încrede în El? Este credința vizibilă în așa fel încât oamenii să vadă că credința noastră și certitudinea noastră fermă este adresată tot către Dumnezeu? Și este credința noastră pusă în practică în așa fel încât să ne ducă la închinare, să ne ducă la o umblare cu Dumnezeu în permanentă, să ne ducă la acțiune și la ascultare? Apostolul Iacov are o epistolă întreagă în care adresează dimensiunea practică a credinței. Adică credința fără fapte este moartă. Citiți, vă rog frumos, Iacov și veți vedea o grămadă de lucruri care ne îndeamnă că, da, credința e importantă, dar și faptele noastre care izvorăsc din credință trebuie să fie. Și spune acolo Pavel să nu ne înșelăm singuri, să nu fim doar ascultătorii tuși și împlinitori. Și există un verset în Matei 7, de fapt două versete în Matei 7, 22 și 23, care întotdeauna când le citesc mă înfioară puțin. Și mă face să meditez mai serios la modul în care privesc eu relația mea cu Dumnezeu și la modul în care îl cunosc pe El. Și îmi dau seama cât de puțin cunosc și parcă mă motivează să-L cunosc și mai mult. Ascultați, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău? N-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Și fac aici o paranteză. Eu nu cred că oamenii ăștia au îndrăznit să-L mintă pe Hristos, să inventeze. Eu cred că ei chiar au crezut că au făcut așa ceva și chiar au făcut așa ceva. Oamenii ăștia au crezut că sunt ok, că slujesc pe împăratul, că slujesc pe Hristos și au zis, Doamne, dar cum? N-am făcut noi minuni?
N-am scos noi dragi, n-am prorocit noi, n-am făcut voia ta, n-am fost pe pământ credincioși. Atunci, spune textul, spune Iisus Hristos, le voi spune curat. Niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți cei care lucrați fără de lege. Dragi frați și surori, să nu ne înșelăm singuri. Nu e suficient să spunem că facem ceva pentru Domnul sau să pare că facem ceva. Dumnezeu cunoaște inima. Dumnezeu care dă credința, cunoaște credința noastră. Dacă Dumnezeu nu este ținta credinței noastre, dacă Dumnezeu nu este sursa credinței noastre, dacă Dumnezeu și credința nu ne împing la acțiune, s-ar putea să avem probleme undeva. Dacă ne-am judecat singuri, nu mai fi judecați. Dar slăvit să fie Dumnezeu pentru har. Pentru că în harul Său, El are milă și îndurare de noi toți. Și ne dă har după har. Acesta este frumusețea creștinismului, că încă este har. Și chiar dacă greșim, chiar dacă păcătuim uneori, să nu uităm că avem în cer, la Tatăl, un mijlocitor. Și acesta este Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. El este sursa noastră, El este stânca noastră, este speranța noastră și într-o zi va veni. Ne va lua de mână și ne va duce sus, acasă. O, ce zi glorioasă va fi! Dar haideți că trăim pe acest pământ și cât îngăduie El, nu știm, viața noastră este mâna Lui, dar cât îngăduie El pe acest pământ, haideți să lăsăm ca credința pe care L-a pus-o noi să fie vizibilă. Voi sunteți sarea pământului, voi sunteți lumina lumii, voi sunteți o cetate care este așezată pe un munte, o cetate care este vizibilă. Vă invit să ne practicăm credința. În așa fel încât oamenii văzându-ne, oamenii observându-ne, se întrebe, ce să facem? Cum putem să avem și noi așa ceva? Și la fel m-a spus Petru, pocăiți-vă și credeți în Iisus Hristos. Poate este momentul să facem încă un pas. Este momentul să facem încă un pas pe calea credinței, înspre Dumnezeu. Chiar dacă este pas mărunt, trebuie să facem, nu trebuie să fim statici, trebuie să facem încă un pas, încă un pas. Și cântarea pe care urmează să o cântăm ne îndeamnă la acest lucru. S-ar putea ca pasul acesta să fie ultimul, dar haide să-l pășim prin credință pentru Domnul nostru, Iisus Hristos. Amin.